Bună seara, dragii mei! Haideți să vorbim puțin despre oamenii pozitivi și credința noastră că acești oameni, cu cât sunt mai optimiști sau mai pozitivi, bineînțeles că nu au gânduri negative. Așa credem cu toții. Noi credem că ei trăiesc așa într-o bulă, oamenii ăștia, și pe ei nu-i afectează nimic. Nimic mai fals. Acești oameni sunt oameni ca și noi. Și chiar dacă sunt pozitivi și plini de viață, asta nu înseamnă că ei nu au gânduri negative. Cu toții avem aceste gânduri negative. Cu toții. Toată lumea trece prin așa ceva. Aceste gânduri negative sunt parte din existența noastră, sunt testele noastre, este ceea ce noi avem de trecut. Înțelegeți? Vin gândurile, le observăm, dar ce facem noi cu ele? Ce alegem noi? Cum alegem noi să ne poziționăm în fața acestor gânduri? Asta este diferența. Nu e că acești oameni nu au gânduri negative. Le au, dar au învățat să nu le lase să-i afecteze, să nu le creadă, să nu ia aceste gânduri de bune și să le dea voie să-și facă cuib în ființa lor. Ca norii de pe cer. Vezi gândurile negative, le lasă treacă și tu îți vezi în continuare de ale tale și alegi să creezi în partea pozitivă. Pentru că avem la fel de multe gânduri pozitive precum și negative. Și atunci tu alegi pe care le crezi, cu care te aliniezi, nu? De ce să lași toată acea negativitate să pună stăpânire pe tine când ai și varianta să alegi partea frumoasă, nu? Exact cum era acea fotografie pe Facebook în care un tânăr, în loc să stea pe partea din autobuz unde era o priveliște frumoasă, deși mai erau locuri libere în autobuz, a ales să stea pe partea unde se vedea o stâncă întunecată. Dacă mai sunt locuri libere, de ce să alegi să te uiți la ceva care nu-ți face bine? Nu? Așa că, dragilor, să scoatem asta din mintea noastră. Nu există om fără gânduri negative, fără stări, totul este ciclic. Avem nevoie de aceste perioade, avem nevoie să vedem și întunericul și lumina, pentru că aceste partea noastră întunecată nu trebuie respinsă, trebuie acceptată, observată și inclusă în întreg. Scopul este să neutralizezi, să nu mai fii nici prea prea în sus, nici prea prea în minus, nu? Nici prea în întuneric, nici prea mult în partea de lumină, da? Și să-ți respingi umbra, să-ți respingi întunericul, crezând că tu nu ești și așa. Ești și așa. Ia îngerul cu demonul la pachet, înțelege că ai venit aici să le experimentezi împreună și bucură-te de această experiență, lasă totul să fie ciclic, în fiecare lună ești când sus, când jos, în fiecare an la fel, în fiecare an e un nou început, o nouă viață. Ați văzut, sunt ani în care totul ni se întâmplă, suntem pe val, Doamne, ce an! Și ani în care avem de dat cele mai mari teste, trecem prin cele mai mari încercări, pierderi. Și atunci, asta e viața, cu sus și cu jos, cu întuneric și lumină, cu plus și cu minus. La pachet împreună, sunt ale noastre, deci acceptăm că toată lumea are și gânduri negative, dar noi alegem să ne focusăm pe ceea ce este pozitiv. Vă îmbrățișez pe toți. Pa, pa!